Ce faci, mă, băiete, aici? Nu fac nimic, doamnă. Nu fac nimic, rău. Ce vinzi acolo? Doamnă, am niște lucruri vechi. Vrei să cumpărați ceva? Nu, n-am ce face cu ele. Dar tu crezi că ți le cumpără cineva? Nu cred că le cumpără nimeni, doamnă, dar decât să cerșesc, eu am zis că e mai bine așa. Da, ai dreptate. Dar de ce nu te angajezi? Doamnă, am încercat sincer să mă angajez, dar nu vrea nimeni să mă angajeze. Mai ales când mă vede așa, nu am acte, nu am nimic, mă vede și murdar. Nu vrea nimeni să mă angajeze. Păi și unde locuiești? Doamnă, locuiesc sub un pod, am acolo făcuță, nu mă plouă. Mai am mai multe locuri unde dorm. Uite ce zici, dacă vrei hai la mine sus, faci o baie, schimbăm hainele astea, dau niște haine curate. Săptămâna asta căutăm ceva de lucru și la primul salariu când îl iei, îți căută în jochirie. Și așa eu stau singură, soțul meu a murit de ceva vreme. Ce zici, vrei? Doamnă, mi-ar plăcea, dacă vrei să mă ajutați și faceți lucrul ăsta pentru mine, mi-ar plăcea enorm, chiar vreau să lucrez, să fac ceva cu viața mea. Mă bucur. Aud, dar cum te cheamă? Să știu cum să zic. Sergiu mă cheamă pe mine. Nu, hai să merem, Sergiu. Hai. Mulțumesc frumos, doamnă. Hai, nu știu, frică. Trebuie să-ți dau o pereche de ștear ca să nu mi-a să-i descurc. Hai. O să intru? Da, cum să nu? Hai. Hai, pe bun. După aceea te baci, faci un duș. Să vezi că o să fie alt om, hai. Cum vrei să te pun, de-a zi? Așa aici, mai mic aici, pe așa, așa aici mai lung un pic, am văzut la băieți. Nu, la că văd eu cum fac, bine? Da. Hai să vedem acum, să vezi că o să fie totul bine, bine? Da. Te ajut. Și zi, cum ai ajuns pe străsează? Da, păi, părinții mei s-au despărțit și a rămas numai cu mama. Și mama și-a găsit un bărbat care tot bătea și mă bătea și pe mine și tot bea tot timpul și mi-a dat afară din casă. Pe mine m-a dat afară din casă, zice să mă duc la cerșit, dacă vreau și nu m-am mai întors acasă. Oh, și acum nu mai e nimeni acolo. Mama a murit. Și tatăl tău? Tatăl meu bun? Da. Tatăl meu bun e plecat în America. Deci el nu te-a căutat? Tatăl meu are familie acolo și nu știu cum să-l găsesc. Da, doamne. Mai să vezi că o să fie totul bine, bine? Da. O să-i găsim ceva de lucru? Eu să știți că am învățat foarte bine la școală. Da? Eu am luat nota 980 la BAC. Oh, bravo! Foarte frumos din partea ta. Dacă o să vezi că poate găsim ceva de lucru și o să fie totul bine, bine? Da. Nu ia vezi, îți place? Ia uite în oglindă. Ia zi-te. Da. Îmi place. Da. Nu, uite. Ia de aici un prosop. Uite, ia aici niște haine. După ce faci baie, te îmbraci cu ele. Astea sunt haine de la fostul meu bărbat care a murit. Mulțumesc frumos. Oh, nu așa, uite ce bine arătăm acum, vezi? Da. Eu nu știu, o să tund așa bine, dar îți place cum te întunzi? Da. Mă bucur. Nu, hai, acum o să găsim și ceva de lucru. Acum, sigur, cum arăt să găsim ceva de lucru și am comandat ceva să mâncăm. Nu, hai, acum am comandat ceva să mâncăm, hai. Hai aici. Ui, aici e camera ta. Aici ai televizorul, cum vrei să uiți la el, aici e telecomanda. Da? Da. Ca să știi. Nu, uite, și aici o să dormi tu, canapeaua asta, dacă vrei să dormi mai bine, asta se trage, da? Și dincolo, în cameră, acolo e camera mea, să nu intri, bine? Am înțeles. Bine, atunci. Aici, că veni și mâncarea. Îți place KFC-ul, nu? Ce? Așa se numește mâncarea asta. Gustă. Dacă vezi că o să-ți placă, bine? Mulțumesc. Acum așa mănâncă. Mulțumesc. Sergiu? Da? Uite, aici ai niște reviste. Eu trebuie să mă duc la lucru. Aici și haine și locuri de muncă. Până vin eu de la lucru, tu te uiți pe ei, scaut niște haine și scaut un loc de muncă. Vezi care, ce găsești acolo, bine? Și dacă vrei să mănânci, te duci la frigider și îți iei, bine? Da. Eu trebuie să mă duc la lucru, bine? Da. Vorbim mai târziu, bine? Bine. Pa. Pa.
Dar oare ce are doamna asta aici? Ce asta? Vin? Să-l beau și eu. Angajăm contabil. Oare ce înseamnă contabil? Nu știu ce înseamnă asta. Nu cred că o să-mi găsesc de muncă niciodată. Barcelona cu Real Madrid astăzi. Eu cred că știu cine câștigă. Dacă aș avea bani să bag și eu, eu aș putea să câștig. Am o presimțire. De unde să fac eu roze niște bani? Poate are doamna asta pe aici. Sper să nu se supere pe mine. Da. Sigur o să câștig. Sper să câștige Real Madrid, sper să câștige Real Madrid, că o să triplez banii și o să fie fericită, doamnă. Sper să câștige Real Madrid. Sper să câștigeam o presimțire că va câștiga. The game was hit the crossbar test stage. Was strike into a teammate and the ball would go out of play. Câștigat Real Madrid! Au câștigat bani! Trebuie să mă duc să scot banii înainte să vină doamna de la lucru și o să fie foarte fericită când o să vadă câți bani am făcut, așa pot să-i mulțumesc pentru că m-a ajutat. Mă duc să scot banii. Sergiu? 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 Sergiu! Vai! Vai, nenorocitul! Mi-a furat tot! Tot ce aveam de valoare! Foa de capul meu! Acum ce să fac? Asta-mi trebuia după cât am ajutat. Trebuie să sun la poliție, nici nu știu ce să fac. Foa, nenorocitul! Doamne! Cu rosii de bijuterii și de bani, sper să... Nenorocitul! Doamne, că dacă îl prinde, îi rup picioarele! Doamne, să-l prinde poliția să ajungă la pușcărie! Nu vreau să merg la pușcărie, mai bine pe străzi. Dar trebuie să-i las astea la doamnă. Trebuie să-i las un mesaj frumos. V-am făcut să suferiți după tot ce ați făcut pentru mine. Aveți aici tot ce am luat, chiar de 3 ori mai mult. Eu o să mă întorc pe străzi. Îmi merit soarta pentru ce am făcut. Sper să mă puteți ierta vreodată. Semnat, un suflet pierdut. Doamne, săracul, eu vreau doar să fac un bine. Acasă nu-l mai aduc. Că, Doamne ferește, poate face iar ce-a făcut. Dar... Chema numele de familie, cum mi-a zis. Murariu. Ia să-l caut pe taică, s-o găuschie în America. Așa poate pot să-l ajut cu ceva. L-am găsit. Ce bine, trebuie să-l contactez.
Alo, bună ziua, domnul doctor Murariu? V-am sunat în legătură cu fiul dumneavoastră, Sergiu. Da, l-am găsit.